La lansarea cărții au fost invitați oameni de cultură din județ și din instituții culturale. Din partea Muzeului Național al Literaturii Române a fost prezent cercetătorul științific Luigi Bambulea. A avut bucuria și în același timp onoarea, realmente onoarea, de a vizita cetatea dumneavoastră culturală, cum îmi place să o numesc, pe Târgu Jiu, un loc care ne atrage din diferite părți ale României, nu doar prin numele lui Constantin Brâncuș, ci și prin alte nume, și prin alte realizări, și prin alte aspecte sau elemente ale patrimoniului dumneavoastră local sau regional. Am venit la dumneavoastră, la Târgu Jiu, cu salutul directorului instituției mele și totodată am venit pentru a susține un proiect cultural de cea mai bună calitate. Este vorba de reeditarea unei cărți care este esențială pentru bibliografia zonei dumneavoastră, pentru bibliografia regiunii dumneavoastră, istoria Târgu Jiului a lui Alexandru Ștefulescu. Este vorba de fapt de un proiect al acestei asociații, al Asociației Excelsior pentru Excelență în Educație, un proiect de restituție a unor documente fundamentale din patrimoniul dumneavoastră local și regional. Potrivit candidatului PNL la șefia Consiliului Județean Gorj, Iulian Popescu, urmează să fie reeditate și cărțile Gorjul istoric și pitoresc, Mănăstirea Tismana, Polovragi și alte cărți rare.